Multă lume se întreabă când revenim la normalitate și toată lumea așteaptă acea normalitate despre care Așa e. vorbim. Când am putea, dacă începem vaccinarea în ianuarie, ați spus, nu știu, când am putea reveni la normalitate? Ne putem face planuri pentru vară, pentru concedii? Cred că asta ar trebui să fie o țintă aspirațională, ca până în vară, în sezonul turistic, lumea să revină cât de cât la normalitate, măcar în țară să putem merge la plajă sau la munte fără restricțiile care, din păcate, sunt astăzi. Înțeleg că oricum dacă ne vaccinăm, o perioadă va trebui să avem din restricții, să purtăm Sigur, mască, da? Deci în sigur, continuare. sigur. Ca și acum, și rezultatul campaniei de vaccinare și modul în care lumea va arăta, și România, depinde de un sentiment de solidaritate pe care suntem sau nu suntem capabili să-l avem. Nu e vorba doar de noi, e vorba de oamenii din jurul nostru și de cei dragi și de cei mai în vârstă, cei mai vulnerabili. Acțiunile fiecăruia, iată, se răsfrâng asupra celor din jur și continui să cred că nu poate statul face mai mult decât putem face fiecare dintre noi ca să ne protejăm și să contribuim la limitarea acestui virus și, până la urmă, la eradicarea lui.